Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim în ultima parte a Dimineților cu Plus. Continuăm cu revista presei și o ultimă știre din cotidianul independent Crainou. Este vorba despre o cântăreță cehă care a murit de COVID-19 după ce a contractat voluntar boala pentru a obține certificat sanitar. Aceasta făcea parte și dintr-o grupă folk Azonans și era opozantă a vaccinurilor. Momentan, fiul său susține că aceasta a fost, de fapt, o victimă a antivacciniștilor datorită faptului că nu s-a vaccinat și după cu 2 zile înainte aceasta a anunțat că se simte mai bine, însă din nefericire a încetat din viață. Da, o știre tragică. Într-adevăr, vezi că antivacciniștii au acum o serie întreagă de împrejurări care, sigur, îi vor nemulțumi și îi pun într-o umbră proastă. Pe lângă tragedia asta cu antivaccinista cehă, eu acum nu sunt ascultător de muzică folk și n-am auzit despre ea și nici despre trupa din care făcea parte, poate că este totuși semnificativă, dar avem marele antivaccinist Djokovic, care pe lângă scatoalcele care le-a primit din Australia, iată că a fost anunțat și de guvernul spaniol și de guvernul german în legătură cu obligativitatea de a fi vaccinat pentru a participa la respectivele turnee. Și ăla din Spania e primul, Madridul, da. Da. Și continuăm cu o știre de pe Digi24. Florin Câțu a declarat marți seară că este nemulțumit de modul în care se comunică cu cei de la PSD în coaliție. Președintele PNL susține că ar trebui să existe discuții în interior înainte de a face declarații publice. Citez: aș vrea mai mult fair play. Nu să aruncăm mesaje în spațiul public. Nu suntem în campanie electorală. Este o coaliție, este un compromis. Așa că mă așteptam să fie fair play, a precizat Câțu. Acum, Câțu, sigur că el se află ia 5-a roată la căruța liberală, paradoxal dita mai președintele, pentru că e foarte clar că puterea în PNL s-a deplasat spre gruparea aflată la guvernare, dinspre gruparea care l-a susținut până în pânzele albe pe Câțu la președinția partidului. Nu știu dacă domnul Câțu e cel mai potrivit să vorbească despre modul în care se comunică, pentru că dumnealui este un antitalent în acest domeniu. Dar acum nu mă miră că între PSD și PNL va fi în continuare o competiție, este normal să fie așa, câtă vreme ele au făcut un compromis pentru a ajunge la guvernare și câtă vreme fiecare pe multe din pozițiile, din discuțiile în curs au fundamental poziții diferite între PNL și PSD. Sunt foarte puține puncte comune și atunci e normal ca în orice chestiune care apare fiecare să caute să exprime care este punctul său de vedere și normal că se va ajunge la un compromis pentru că altfel nu se asigură majoritatea pentru luarea respectivei decizii. Dar, mă rog, acum Câțu, după ce făcuse o mare bravadă ca fiind principalul luptător anti-PSD, și-a înghițit limba și a trebuit să ajungă după ce a ratat guvernarea alături de USR, a trebuit să ajungă să agreeze această coaliție, unii spun monstruoasă, și sigur că trebuie să revină, pentru că asta va fi principalul lucru pe care îl vor reproșa și îl reproșează liberalii săi, că, domne, nu a fost consecvent. Și atunci trebuie el să arate că, domne, ăștia de la PSD sunt de porc, știi, ei joacă cum joacă, dar acum, până la urmă, nici nu are mare importanță, pentru că lucrurile vor fi din ce în ce mai tăioase, să fim serioși. Nu mai avem 2 ani până la alegeri, încă este liniște, știi? Chiar dacă sunt
alții cu mintea înfărmântată ca domnul Dâncu, care spune coaliția nu se rupe nici anul acesta, nu se va rupe nici la anul, poate că nu se va rupe, participăm împreună la alegeri dacă vom câștiga în cultura colaborării. Deci asta este unul din SF-urile pe care l-a întormit domnul Dâncu. Da. Mergem mai departe cu o declarație a lui Virgil Popescu. Acesta este ministrul energiei. Spune în felul următor: România, dacă ar fi avut gazele din Marea Neagră, eram complet independenți, eram chiar un furnizor de gaze naturale, un furnizor regional de stabilitate energetică, declară acesta, mă rog, pe Digi24. Da, deci era gluma aia urâtă, dacă baba avea cohone, se numea Moș. Păi bun, dacă știa lucrul ăsta, atunci domnul ministru al energiei, care a fost ministru energiei și în guvernul Orban, și în guvernul Câțu, și este și în guvernul Ciucă, trebuia să fie convingător, că n-a fost numai decizia dumnealui, acum nu trebuie să-i luăm capul pentru chestia asta. A consimțit la o treabă la care România nu trebuia să consimtă, adică această liberalizare a prețurilor în condițiile în care ea s-a făcut. Ne ținând cont de faptul că România este o țară care produce energie și care și-ar fi putut permite o anume poziție la nivel în raport cu forurile de la Uniunea Europeană, astfel încât să țină prețurile sub control și să nu-și distrugă și cetățenii și economia. Și tot de pe Digi24, Universitatea Națională de Apărare, Carol I, a anunțat că a inițiat demersurile legale de verificare a respectării standardelor de calitate și etică universitară în ceea ce privește acuzațiile de plagiat în cazul tezei de doctorat a premierului Nicolae Ciucă. Da, este mereu când am, e o modă pe care eu nu o prea înțeleg. Adică, în urmă cu ceva ani, destul de mulți, s-a ajuns la un obicei cu totul și cu totul nesănătos. Adică toți oamenii politici și-au făcut doctorate în domenii în care, de fapt, nici nu prea mai aveau legătură, unii dintre ei nici nu mai aveau legătură. Îmi aduc aminte că și Mischie era doctor în istorie și foarte mulți, dacă îi caut, sunt doctori. Sunt doctori, când de fapt lucrul ăsta nu mai înseamnă mare lucru, pentru că din nefericire, de la plagiatul lui Ponta, lucrurile s-au demonetizat. Deci, practic, din nefericire, astăzi, când spui că ai un doctorat în științe, lumea se uită la tine așa, cu oarecare neîncredere, mai ales dacă ești într-o funcție publică sau ai trecut printr-o funcție publică. E un lucru de neînțeles. Adăugând la asta că acum avem doctori în toate domeniile, pentru că, de regulă, doctorii erau în științe. Acum au apărut Academia asta de Națională de Apărare, a scos pe bandă rulantă doctori. Deci, sunt doctori și între cei de la ISU, doctori în pompierie, doctori de la poliție, ca să nu le spun milițieni. Deci dacă te uiți câți au făcut doctoratul din ăștia la nivel de județ, vorbesc, te îngrozești. Și avem doctori și între militari. Da? Cam așa, forțată chestia, dar toți sunt doctori. Da? Și sigur că dacă te uiți că acolo cu doctoratele girate de tovarășul Oprea, ce să mai vorbim, da? Și, uite, acum, sigur că lucrurile sunt destul de complicate aici, pentru că de-a lungul vremii normele de redactare, de întocmire a unei lucrări de doctorat s-au modificat. Și atunci, ceea ce astăzi poate să pară a fi plagiat, la vremea respectivă nu era. Pentru că acum, de câțiva ani buni, s-a mai făcut curățenie și o lucrare banală de licență sau de dizertație este trecută prin filtrul că există aplicații specializate. E, la lucrările de doctorat, lucrurile sunt ceva mai complexe, dar există standarde de calitate și etică universitară, există comisii care se ocupă special de chestia asta și am avut cazuri, ai văzut că dar totul vine, cred că avem doctorii în știință cât Statele Unite, cum avem general cât NATO la un loc. Toată, este nebunia asta după funcții și poziții pe care românii
șonsușesc, adică ce să mai... Ce, nu trebuie să fii neapărat doctor în științe când tu ai făcut o chestie pragmatică de regulă, da? Ai fost, domnul Ciuc a fost militar, a ajuns unul dintre mulții generali. Că numai cine nu vrea să pare în armată nu ajunge general. Și în timp de pace, știi? Acum trebuia numai decât să fii și doctor în militarie. Prea mult. Dar mă rog, poate că lucrarea, nu ne putem noi pronunța, e foarte complicat, mai ales că lucrarea e făcută în 2003 și atunci erau alte norme de redactare, alte norme de... Așteptăm să vedem rezultatul în cazul de față. Ancheta, de fapt. Da. Continuăm cu monitorul de Suceava. Inspectoratul Școala Județean Suceava organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director ajung din unitățile de învățământ preuniversitar. Proba scrisă va avea loc în data de 18 februarie anul curent, iar probele de interviu se vor desfășura în perioada 16-25 martie anul curent. Dar în urmă, în sesiunea a doua, au fost un număr destul de mare, vreo 80 și ceva de posturi care n-au fost ocupate în concursul organizat în octombrie-decembrie. Și sigur, așa și este normal, se organizează un nou examen care se va desfășura în februarie-martie și care să sperăm că va conduce la ocuparea tuturor pozițiilor de director, director ajung din cadrul unităților școlare preuniversitare prin concurs, că așa este normal să fie și, sigur, pe baza unui contract de management, pe baza unui program care ulterior va fi pus în practică de cei care vor trece examenul. Dar ei vor veni cu tot o altă credibilitate și forță în conducerea acelor colective de profesori, pentru că, sigur, au în spate un concurs luat și nu sunt la bunul plac al inspectoratului școlar, care poate să numească prin delegare director și sigur că ăștia numiți prin delegare au o stabilitate mult mai mică în raport cu cei care au ocupat un post prin concurs. Și Ioan Bălan face un apel către forțele politice responsabile pentru un consens național în vederea utilizării fondurilor europene. Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, a făcut un apel către toate forțele politice responsabile în vederea coagulării unui consens național pe termen mediu privind utilizarea la capacitate maximă a fondurilor europene disponibile în următorii ani. Păi nu știu ce e nevoie de apelul ăsta, că nu este formațiune care să spună că nu trebuie să atragem fonduri europene. Toată lumea, de la stânga la dreapta, de la nord la sud, de la est la vest, toți, când își expun programele, fac referire la accesarea acestor fonduri europene. Că România a accesat puțin și prost, asta este altă discuție. Dar în sine nu e nevoie, deci nu a existat niciun fel de chestiune de genul ăsta care să fie blocată politic, să spună unul, domnule, nu trebuie să atragem fonduri europene, nu trebuie. Și câtă vreme România contribuie cu bani la Uniunea Europeană și a asumat acest destin, sigur că ideea este ca să absorb cât mai mult și chiar în ultimii ani, chiar dacă absorpția n-a fost așa cum trebuie, fondurile, România a ieșit pe o balanță pozitivă, în sensul că a atras mai multe fonduri decât fondurile cu care a contribuit. Că de multe ori banii ăștia au fost mătrășiți în proiecte idiote, vezi cum a fost ăla pe post-dru, ineficiente, nu idiote. Asta este altceva. Asta ține de noi. Ține de modul în care noi am scris, modul în care noi ne-am stabilit prioritățile și așa mai departe. Vezi și cu PNRR-ul, că acolo sunt foarte multe chestiuni care, de fapt, nu știu dacă erau strict necesare, dar ele se încadrau pe respectiva specificitate a programului. S-a făcut foarte puțin în ceea ce privește fondurile alea structurale care vin în mod normal, care sunt în mare măsură nerambursabile, că asta pe PNRR jumătate sunt credite, știi? Deci există preocuparea asta, dar domnul Bălan a zis, hai să mai, că dă bine, știi, el să facă apel la toți, știi, cum mai făcuse
domnul Iliescu, apel pactul pe educație, după care s-a și uitat că a făcut o dată domnul Iliescu, a venit domnul Iohannis și a făcut o chestie de genul ăsta. Deci din vorbe facem multe, facem apeluri, dar când e vorba concret, avem mari, mari probleme. Și parcările cuplate din municipiul Suceava au generat anul trecut încasări de 2,2 milioane de lei. Este un anunț făcut de viceprimarul Suceavei Lucian Hașovski. Acesta a precizat că sunt parcări care funcționează cu un sistem de autotaxare încă din 2018, însă sunt puțini doritori care apelează la plata online. Doar 18% din încasările generate anul trecut au fost realizate în sistem online. Asta spune foarte mult despre modul în care sucevenii sunt ancorați la realitatea folosirii mijloacelor electronice. E trist că este așa, până la urmă că inițial erau mult mai puține parcări cu plată și erau doar cu parcomatele la care, unul, că nu dau rest, doi, deci dacă n-ai hârtii de un leu, sau monede de 50 sau de bani. Sau monede, a trecut că au crescut prețurile, nu mai sunt cu monede, nu puteai să parchezi. S-a ajuns la normalitate. Normalitatea însemnând să poți să plătești fie cu cardul, și la alea subterane se poate, din câte știu eu, fie cel mai elegant este cu SMS-uri, ai trimis SMS-urile și sigur banii o să-ți vină prin... se vor adăuga facturii la telefonia mobilă pe care o plătești. Acum, spunea știrea că s-au dublat încasările și pentru că tarifele au crescut nițeluș, dar și pentru că a crescut mult arealul în care parcările sunt cuplate. E normal, adică în toate orașele cât de cât mai mari, parcările în zona centrală sunt parcări cu plată. Ceea ce nu e normal la Suceava față de alte destinații este că se percep aceste taxe și în ziua de sâmbătă. Ori, mai ales în stațiunile turistice, dar nu numai, în general, sâmbătă, care nu este o zi lucrătoare, deci în care nu este un aflux atât de mare în zona centrală, la instituții, la unele, la altele, nu se plătește această... Parcările sunt libere, știi? În Suceava se plătește și în ziua de sâmbătă, doar în Sfânta zi de duminică e gratuit. Și bani pentru creșe, transport public, consolidări și infrastructură prin PNRR. Din aprilie, primăriile pot accesa programele. Este un titlu din Monitorul de Suceava, pagina 3. Se menționează acest lucru că 5522 de familii tinere se vor putea muta în locuințe noi cu consum de energie aproape zero după 2026 și își vor putea înscrie copiii la creșe noi. Este un mic fragment din ceea ce a anunțat ministrul Țeche Otilo. Da, practic ciorba asta este reîncălzită. Am avut și domn prefect, n-a trimis ordinul ăla prin care spunea, uite ce se va putea face. Să le vedem făcute. Până atunci mai este. Și angajații... 2026, deci... Și un fenomen foarte interesant, angajații de SP sunt copleșiți de vârful de amenzi pentru suceveni care n-au completat formularul de localizare la intrarea în țară. Și, mă rog, ei spun aici că sunt peste 2400 de procese verbale de amendă pentru cei care nu au completat acestea. Foarte pe scurt, trebuie să luăm publicitate. Da, foarte pe scurt, e simplu. Practic, românii au venit cu capul înainte, așa ca berbecii, n-au respectat prevederea legală introdusă înainte de sărbători și n-au completat acele formulare care arătau trasabilitatea, deci unde vei merge. Lucru care mă miră, pentru că eu am mai fost pe afară și acolo peste tot există chestia asta și acum sunt pasabili de amenzi pe care îți dai seama că nu le vor plăti, dar ăștia de ADSP s-au transformat în scriitori de acte de imputare, de amenzi. Da. Da. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență. În continuare la TV Plus Regional putem să urmărim pasarea de sănătate, sfatul utile, horoscop, Suceava într-un minut, alături de